I'm bringing in that money when you click me, honey, I'm living that dream. Get to do what I love every day, every night on your iPhone screen. And if you wanna get to know me, look at my work on my LinkedIn bio. Am revenit, bineînțeles, alături de frățiorii mei, Ileana Voicugina și Florin Burescu. Da, bravo, bine ați venit, fetele mele frumoase și talentate. Și bronzate. Voi, da. Și slabe. Da. Eu vreau să vă dau o veste bună. Eu vreau să vă dau o veste bună. Da? Începem emisiunea cu o veste bună. Nu mai aveți nevoie de porc de Crăciun, că sunt eu aici și pregătit. Bonjour, madame et messieurs. Excusez-moi. Da. Așa. Pe unde umblat ai tu? Vreau să vă anunț că începând de astăzi. Da. Nu mă crezi? Nu. Comportamentul meu va fi unul totalmente schimbat față de... Mulțumesc! Bravo, față de cel pe care l-am avut până de unăzi. Doare burtica? Fierea. Asta e așa. De astăzi vreau să fiu o doamnă în... Vreau să fiu o doamnă. Da, fiu o doamnă. Da. Că poate mai fost o doamnă. Doamnă! Da. Atât am avut de spus. Da. Da, da, foarte fain. Ești bronzat, ești frumos și ești slab, Florin. Vreau să ne răschiu asta. Nu, vorbi de... Eu vreau să vă spun că am dat un tren la această emisiune. Da. Oamenii de acasă, acum poate o să mă judece, dar eu am dat un trend și trebuie să mă laud cu lucrul acesta. Oamenii de acasă cred că au mai văzut în timpul emisiunilor din sezonul trecut că din când în când mai făceam așa, cu un evantai, că e foarte cald aici și că te ia leșinul. E, ce credeți? Nu te ia leșinul, te ia costul. Da, te ia așa. Ce credeți voi? Acum două weekenduri am fost și eu în clubul faimos de la mare, unde se duce... De fapt, le-am luat așa la rând, n-am fost doar într-unul. Tu ai fost? Eu n-am fost. Da, mă rog, asta e vocația mea, ce să fac, n-am încotro, trebuie să mă duc. Și? Toți bărbații în cluburi erau așa cu evantaie. Eco, alora, e! Da, a fost cu tremur. Ce să zic, acum nici nu mi-e rușine să mai deschid evantaiul, distrug la valiere. Da, a fost cu tremur săptămâna trecută, fraților, stimați. Doamnelor care vă uitați la mine, că am înțeles că l-ați întrebat pe Florin Burescu la mormântare despre persoana mea. Doamnelor, așa, de-aia, doamnelor, să închide la bred, de-aia nu se mai face soare pe cer și vine cu tremurul, că domnii, în loc să ia pușcociul, ia evantaiul, știu că se zice, iau. Nu e, nu e de la evantaiul, e de la BHH, crede-mă. Care BHH? Îți spun eu altă. Valurile mării. Ideea este așa că avem niște oameni care se uită la televizor. Ne scuzați, am avut un moment așa când a fost dorul. Nu, dar uite-te cum s-au aliniat acolo în spate și stau și... Asta zic. Ideea este așa, că sunt mândră, mă, de noi. Ai? Că? Mândră de noi, pentru că, bineînțeles că în această vară a avut gala, a avut loc Gala Radar de Media, unde se premiază valorile contemporane și bineînțeles că și noi am primit un premiu pentru cea mai apreciată emisiune mondenă, bineînțeles realizată la Metropola TV și vreau să vedeți și voi despre ce este vorba. Vă promitem că îi facem loc în căsuța noastră aici, dar nu vă spunem când și cum și unde. Da, dar vă promitem. Dăm un mic hint. Septembrie să fie. Și mai promitem ceva, că o să ne continuăm misiunea, aceea de a bucura. Și de a face să râdă. Chiar dacă ziceam eu, madame, mai mesiu, o să fiu mai bine, mai doamnă în sezonul ăsta, m-am răzgândit. Nu, o să ne râdem și o să ne bucurăm în continuare. Vrem să le mulțumim și telespectatorilor, pentru că să nu uităm că datorită lor până la urmă am primit acest premiu de cea mai apreciată emisiune mondenă. Mulțumim că ne urmăriți, mulțumim că sunteți aducem în casa voastră știrile mondene, așa cum știm noi mai bine și mai frumos, cu zâmbetul pe buze în mod special. Amin! Am lovit cu accesoriul la valiera. Gata, ți-a zis ceva de cred, am simțit. Ce frumos am început emisiunea azi. Este așa, că a fost o vară plină. A fost o lună iulie plină de vacanțe pentru toată lumea, dar bineînțeles și pentru noi și mai ales pentru vedetele noastre care au călătorit și ele peste mări și țări, de care s-au întrecut în vacanțe mai luxoase și vreau să vedem și noi împreună pe unde au călătorit vedetele în luna iulie. Unele încă continuă vacanța. Ioana Grama s-a mutat din Ibiza, acum e în Mykonos. Unele nici măcar n-au plecat deocamdată. Adică tu, dar noi am plecat, adică eu. Da, să vedeți că doi pleca eu. Doamne. Dar unde pleci? Cum adică unde plec? Cum se numește? Acolo, la cele mai bogate insule. Adică? Nu vreau să spun la televizor. Atât de multe încât nu... Plec pe Mykonos, plec pe... Pleci în Mykonos? Da! Să ne salut! Plec la, cum se numește, mă? Pe unul de brațele alea, pe Sithonia. Pe Sithonia plec, m-a învățat colega noastră, Dana, că nu se zice Sithonia, se zice Sithonia. Eu văd că ai fost cu trenul. Am fost și cu trenul, dar mă mai duc. Eu sunt la televizor! Unde ai fost cu trenul ăla? Mi-au purat delul de pe Cantoravet. Uite-l, vă, ce față. El e superb, da, părul tău. Tine, da. Da, și părul meu, ce cu el? Doamne, Leana. Seamănă super mult cu Leana. Mihnea, da? Da, da. Ia uitați-vă ce are Leana în cap. Da, lăsați, lăsați, că o vedem. Da, uite ce frumoasă sunt! Florin, tu ce-ai făcut vara? Uite-mă. Eu am muncit, eu muncesc vara, ce să zic. Da, am plecat și-o 2 zile între evenimente. Am prins la mare. Am fost la mare, 2 zile. Ia uite-l ce frumos e el. Uite, eu am prezentat un eveniment foarte frumos. A fost Miss și Mister Marea Neagră. Un eveniment organizat de Elite Academy, Calina Mitra. Și am avut, uite că tot vă că scrie acolo sus, am avut și pe Valentina Vânătoru cu cei mici. Am fost la muncă. Ai terminat? Da, da. Nu, spune până la final. Nu, am terminat, vreau să o întreb. Amândoi. Frății, tu unde ai fost în vacanță? Te-au umblat piciorușele, că n-ai stat locului. Eu n-am stat locului, bineînțeles că am răcit. 2 săptămâni am stat, ba da, la patotită, nebunii. Nu cred iar, nu! Am fost acum, miercuri m-am întors de la mare, am fost cu Raluca, bădică, prietena mea, la noi la mare. Ușor dezamăgitor, ca să vă spun sincer. Nu prea mi-a plăcut apa, nu prea au fost câteva. Bine, tu ai fost la Cipru acum. Pentru că înainte, bineînțeles că la începutul verii am fost în Cipru, la familie, foarte frumos. Iar astea sunt imaginile, gelato, gelato, din Italia. Am fost Milano, Portofino, Lago Como, Bologna, Toscana. Auzi, am văzut-o pe Anică postată niște de-astea, cum se numesc? Dați mă imagine să se vadă bogăția. Ia uite, ia uite, în domeniile. Cât am dat pe o masă? Ia. De capul nostru, ce înseamnă să fii milionar. Am zis că nu plec până nu fac poza aia acolo. Sper să urmeze poza de la Portofino, să vă spun. Auzi, stai așa, de la Portofino, stai un pic, a venit curierul. Mă ridic. Stai, stai, a venit un curier special. Ce s-a întâmplat? Doamne, eu fac pe poștașul aici. Ia uite ce ai primit. Uite, uite, uite. Pentru mine. Uite, uite. Ia uite, se stântă și... Așa încep divele. Uite-te. Asta de la Portofino. Așa încep divele sezonul, măi. Auzi, asta de la Portofino direct? Da. Nu, e de aici, de pe Bucarest. Aștept bujorii altfel. Da, bilețelul. Nu mai sunt bujorii acolo, ai nebunit. Asta-mă că se poate. Bilețelul de la cine sunt trandafirii, sunt curios. Florine? Eu zic așa, că cine mi-a trimis acest buchet să-mi dea termina un mesaj pe Instagram, că nu știu de la cine e. Florine, ai lăsat-o o lună de zile, ți-a trebuit să duci la mare, să misa, bă, dați spac, era să zic prostie la televizor și uite! Este așa că trebuie să luăm o scurtă pauză și asta pentru că pregătim știrile mondene ale lunii iulie să vă reamintim tot ce s-a întâmplat. Despre asta era emisiunea, dar nu s-a ales. Am revenit, dragilor, și bineînțeles că urmează să dezbatem cele mai importante știri mondene ale lunii iulie și nu puteam să noi invităm decât pe Valentina Vânătoru la noi în platou. Bine m-am regăsit, știți cât de dor mi-a fost de voi. Și da, nu am zis, trebuie neapărat să mă văd cu voi și să începem. Și plus că mi s-a părut cam lungă vacanța asta. Nu e așa? Zic eu. Acum. Zic că s-au întâmplat multe în showbiz în luna aceasta și bineînțeles că nu putem să nu le luăm la puricat vedetele, să se uite Valentina acolo în astrogramă și să vadă ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple cu vedetele noastre. Tocmai de aceea vreau să urmărim împreună următorul material în care vorbim puțin despre tot ce s-a întâmplat în showbiz în luna iulie. Ia să vedem. Dragilor, vă spunem sincer că noi eram acasă, dar toți eram pe grup și ziceam: aolă, ce aș fi zis acum la asta, aolă, ce aș fi zis de la, aolă, de sau v-am zis noi că se despart, am vorbit noi la emisiune, am zis voi că se împacă, am zis noi că nu e bine să se împece. Am zis că aia nu e o spântă, că e doar gura de ea. Mă, toate le-am zis. Bun, ideea este așa că trebuie să le luăm așa ușor, ușor și o luăm de la sfârșit spre început și vreau să începem cu Bianca Drăgușanu. Să întrebăm pe Valentina, uite, se pare că are ceva probleme cu legea. Asta scrie în astrogramă? Da, ea este într-un an de apă yang pe câine născută și anul acesta este un an de lemn yang pe dragon. Dragonul cu câinele, când se întâlnesc, formează o ciocnire, un conflict. E o schimbare. Ce îmi spune mie sau ce o sfătuiește astrologia? Să fie mai atentă la oamenii care o înconjoară, să-și aleagă mai bine prietenii anul acesta. Și anul acesta e un semn pentru ea, mă refer și pentru la anul, că la anul este un an karmic pentru ea și poate plăti pentru greșelile pe care le-a făcut în trecut. Aol. Și automat aici trebuie să-și mai selecteze un pic prietenii, să mai facă un pic de curățenie, care nu e mai bun, care o vampirizează, care simte ea că, nu știu, cu care simte că nu mai poate comunica. Și trebuie să-i analizeze un pic, să fie mai atentă cu cine încheie ea afaceri și legături și contracte și așa mai departe. Acum? Și să citească cu mare atenție toate contractele. Dar cum toate... îți poți da seama că cineva... Mă întâlnesc cu Florin. Vin într-un contract. Și acum el îmi oferă o sumă importantă de bani. N-am cum să... Dar cum îmi dau eu seama că nu vin la tine? Păi trebuie să stau un pic să analizez, să nu iau decizia pe moment. Să-l verific un pic persoana respectivă, pentru că ea e și într-un noroc de câine până în 2032. Deci se spune în astrologie că e într-o perioadă de 10 ani de fuin. Lucrurile care se întâmplă la jumătate, adică toate speranțele ei pe care ea și le face, că ar fi minunat, că ar câștiga nu știu cât, totul se întâmplă la jumătate. Deci nu se mai concretizează. Sau se concretizează, dar nu cum își dorea ea sau conform așteptărilor, exact. Și aici trebuie să fie foarte atentă cu cine vorbește și ce vorbește, ce spune. Chiar nu neapărat în privința afacerilor, ci așa în general, să nu-și mai spună oricui, oricum ce face, pentru că posibil și în situația aceasta cineva să fie mai adăugat la ceva, la informația pe care o deținea. Gândiți-vă la doi câini care se întâlnesc și se ciorovoiesc. Ea e într-o perioadă de genul în care cu toată lumea se ceartă, cu toată lumea are un conflict, toată lumea are ceva cu ea, pentru că e vorba de imaginea ei, anul de naștere ține de imaginea mea. Ce fac eu, cum arăt eu, cum dau eu în fața lumii, cum mă consideră pe mine lumea și într-o ciorovoială din aia, într-o ceartă continuă. Și cu cine se întâlnește ajunge să se certe. Acum, oare, scuză-mă Florin, oare ea este înconjurată, oamenii apropiați de a ei ar putea să o trădeze? Pentru că eu sunt convinsă că Bianca Drăgușanu e destul de atentă la oamenii din jurul ei, că e un săcu, ea e pământ yang ca simbol, ca personalitate. Pământul yang e muntele, ea vrea stabilitate, ea e genul care vrea ca oamenii să vină la ea, nu ea să meargă către oameni și ei și atrage, cei drept, da? Și este apă yang în an, e destul de inteligentă, dar e oscilantă, câteodată are și tendințe de a se arunca fără să gândească. E cavalul ăla care vine, tăvăluc pe cineva, să da, săriște, așa e, dar nu e o perioadă bună pentru ea ca săriște. Asta este părerea mea. Dacă, uite, ar vrea acum să-și facă un business, e o perioadă bună? Nu anul ăsta. Nu anul ăsta. Deci nu mai stai. Bianca, materialul ajunge la tine. Întrebarea a fost special pentru tine. Oricum, eu aș vrea să lămurim anumite lucruri. S-a scris despre Bianca și a fost o nebunie, cel puțin în zilele acelea când s-au întâmplat evenimentele neplăcute, în care toată lumea a condamnat-o și toată lumea a criticat-o, a judecat-o că face fraudă, că face, nu face nimic. Înțelegeți odată că o persoană publică, în momentul în care este imaginea unei firme, nu înseamnă că are treabă cu acea firmă. Deci nu era asociată ca asta? Nu este asociată, ea a fost imaginea acelor produse și atâta tot. Este normal că la un moment dat, când ai o imagine atât de puternică, tu induci cumva oamenilor ideea că business-ul este al tău. Este o chestie firească, este o chestie logică și avem N exemple. Dacă stăm acum să le căutăm în showbiz, găsim o multitudine de exemple. Faptul că cineva este imaginea unui brand sau a unui produs nu înseamnă că el are acea afacere, nu înseamnă că, sau că toate afacerile lui sunt așa, pentru că foarte mulți au criticat-o și au zis, a, nu mă mai duc să mai fac rochie la Bianca, că le aduce de nu știu unde. Nu mă mai duc să fac. Este o absurditate, este un simplu click dacă ai dat pe profilul ei, îți dai seama că fata muncește acolo cod așa la cod este. Cu oamenii. Eu vă spun de ani de zile că mă întâlnesc cu ea la materiale și cară cu sacoși. Da, da, da. Nu ia materialele să le pună într-un raft și ea să aducă rochii din, de nu știu unde. Nu. Eu nu vă spun de ieri, de când s-a întâmplat. Vă spun de mult. Și este foarte urât să îi pui omului o etichetă neanalizând situația. Și mi-aș dori ca, uite, toți care cunosc tot ce s-a întâmplat cu ea, să spună lucrul ăsta publicat, să se înțeleagă că mie mi se pare că îi se face un rău gratuit. Gratuit, da. Pur și simplu este gratuit. Cred că este fix vorba despre ce spunea Valentina. Cineva a vrut să-i facă răul ăsta. Și ca și business, că m-a întrebat de business, ea ar putea să continue, să zicem, anul acesta cu ceva ce a făcut ea anul trecut și n-a terminat. Ce proiect a început anul trecut și a pus stop din diverse motive. Pentru că anul trecut ea a avut un an foarte bun de începerea unui business și putea să-l concretizeze, pentru că a fost an de iepure. Iepurele cu câinele se combină și se combină și cu norocul ei. Anul acesta ar fi putut face o schimbare în business-ul pe care l-ar fi putut face anul trecut. Dacă nu l-a făcut, poate să-l continue anul acesta. Uite. Dar nu să înceapă ceva nou, ceva ce a început deja. Nu era detector. Nu avea detectorul anul trecut? Nu, terminase. Iartă-mă, vreau să te mai întreb ceva. Am înțeles business-ul, gata. Îl continuă pe... ce face Dragostea? Pentru că ea a declarat, Bianca, vezi că te taxez și eu te scriu acolo dacă nu e ok. Așa. A spus că ea nu o să mai vorbească de viața ei personală, public. Never and ever and... Taci niciodată pe românește, că nu e bine să ne complicăm. Acum, eu știu că poate ea își face speranțe, nu zic că nu poate să mai aibă alte relații. La ea, floarea iubirii apare un pic mai târziu. Adică acea posibilitate de a cunoaște pe cineva... La 50 de ani mi-apare aici. Dar până atunci... Terminați-vă, dragostea nu are vârstă, oameni dragi. Doar sens. Dar nu înseamnă că nu o să mai aibă, da? Asta zic, dar floarea iubirii poate să fie oricând. Poate să fie oricând. Și la 80 de ani ce are? Păi nu, dar să ne aștepte atâta vreme. Nu că poate să... Lasă că știi când mi-e scris. Ea în 2026 să aibă grijă, că acolo se mai ciocnește cu cineva, adică în sensul de conflict, de schimbare în relație, dar poate să fie și invers în 2026, să schimbe anturajul și locația, casa și totodată partenerul, să găsească pe cineva care să-i schimbe viața. Și ar fi bine să călătorească în 2026 dacă vrea să-și găsească pe cineva. Dacă să se focuseze pe imaginea ei, are nevoie de imaginea ei. Să-și o reîmprospăteze. Eu zic așa, Gabi, dacă o mai vrei, dă-i cu vacanță, nene. Dă-i cu vacanță. V-am prins un breaking news. Soțul, viitorul soț al Biancăi Drăgușanu nu este român. Unul de la drum trebuie să fie, da. De la drum trebuie să... Bă, eu când v-am zis că v-am... De la drum de seară, când o trece că sunt trăsura și nu mai vine asta bine. Și o vedea și o ninge și... Atenție! Atenție! Să ținem asta bine băgat acolo în arhive, pentru că noi scoatem. De la Valentina a venit. Noi scoatem. Ianul ăsta trebuie că, uite, are aici dragon, câine, bivol, capră, sunt 4 animale care pentru ea, ce înseamnă? Să o apropie mai mult de divinitate. Știu că sună ciudat, dar poate acolo un gând bun către univers, o mică rugăciune în felul ei. Da, e foarte important să se apropie mai mult de divinitate. Toate lecțiile pe care le primește anul acesta le primește în sensul de a schimba ceva la ea, de a fi mult mai atentă și de a se apropia mai mult de divinitate. Așteptăm să vedem ce se mai întâmplă în cuplul Bianca-Gabi. Până una alta vreau să trecem și la Sânziana Negru și putem să spunem că a fost o lovitură de imagine mare de tot. Care putem să spunem că este, le facem pe toate și nu gândim ce facem. Sau, întrebarea mea e următoarea, neatenție. Un cumul de lucruri. Neatenție, nepăsare, sau pur și simplu neglijență. Nepăsare, necunoaștere, nepricepere. Nepricepere, după atâția ani de influencing. Ce e acest influencing? Vreau și eu să știu. Ia, da, eu știu că e multă muncă. Atenție, eu lucrez cu oameni care asta fac. Ajung, cred că, la un nivel la care ia totul așa la mișto. Nepăsare. La mișto. Și nu prea mai merge, mai ales că toți avem ochii din umbră care sunt pe noi și, mamă, țin să te taxeze imediat cum ai greșit. Eu vă spun așa, eu lucrez cu o agenție care are în management mai mulți influențări și știu exact cum e munca din spate. Dar există aici un om, acel cap limpede despre care știam noi, eu am învățat despre el în facultate, nu trece nimic de omul ăla. Atunci când ai lângă tine un om de PR, de comunicare, un cap limpede, un om care se priceapă, riști să nu riști așa ceva. Știi? Adică hai să ne anturăm cu... Adică noi să fim vedetuțele și să lăsăm oamenii din spate să ne curețe, să ne arate, să nu facem nimic. Cred, există influenceri... Prea deștepți, nu mai avem nevoie. Există influenceri la noi în agenție care întreabă și când pun un punct și unde îl pun. Da. Bun, hai să vedem ce zice Valentina. Zice astrologia, că... Ok, deci... Pentru ea, tot ce i s-a întâmplat acum e ca un test și pentru relația ei. Anul acesta e lemn yang pe dragon. Lemnul yang îi pune în discuție statutul ei de parteneră, de soție. Cumva și partenerul ei sau viitorul soț, da, a contribuit la povestea aceasta. A fost și el implicat. El și-a luat vina, înțeleg. El și-a luat vina. Și că el a făcut pocinogul. Tocmai. Datorită lui i s-a întâmplat asta, pentru că este un test pentru relația lor să rămână împreună sau nu, pentru că ea în luna 12 a 2024 ea are riscul de a se despărți. Opa! Și asta poate să fie un test pentru ei să rămână împreună sau nu. Nu s-a întâmplat întâmplător, să zic așa. Acasă frumoasă și-au făcut oamenii ăștia doi săraci. Posibil să nu se despartă. Dacă ei acum cumva discută, comunică, încearcă să repare și ea nu ia foarte personal, că în sinea ei probabil este afectată de acest lucru. Pentru că este pus, repet, este pus în discuție statutul ei de... nevastă, să zic așa, și prin întâmplarea asta ea cumva a plătit pentru ceva, a fost rănită, a fost vătămată în casa ei, în viața ei personală, dar și în imaginea ei, pentru care iepure în zi, iepure în an. Dragonul cu iepurele sunt în relație de vătămare, de rănire. E ca și cum te înjunghii pe la spate și să nu-i fi pregătit cineva ceva pe la spate. Deci aici trebuie să... Mai mult de atât? Da. Ea nu știe cine i-a înjunghiat cuțitul pe la spate. Și aici trebuie să se uite un pic în anturajul ei personal. Cel foarte aproape. Adevărul că s-au dat imaginile filmate de cineva, nu? Da. Așa. Da, da. Acum să ne gândim logic. Eu, văzând-o pe Sânziana, că zice și aruncă ceva la coșul de gunoi. Cineva cine a știut. Nu-i dau nicio importanță. Omul care asta și-a analizat-o, bă, stai că întâi a făcut reclamă, întâi a făcut... Dar când ai avut timp să o și vezi, să o și filmezi, să anticipezi că va arunca. Valentina cam are dreptate, că nu prea ai cum să le faci. Eu s-o fi văzut eu. Aruncă și ceva la tomberon, adică... Deci este cineva din anturajul ei care a știut exact cui a povestit ea, ce face, când face, la ce oră, când filmează, cu cine filmează. Deci să se gândească cui i-a spus și ce a făcut. Pentru că este și într-un an de trădare, de înfing cuțitul pe la spate cu zâmbetul pe buze. Deci chiar cineva apropiat ei. Dar stați numai puțin, deci cum a fost, stați un pic, eu nu m-am lămurit Ionițel. Dar noi n-am văzut-o, pe el l-am văzut aruncând, ea nu era în... Era lângă el. Erau amândoi, da, da, da. Campania, în primul rând, este a ei, Ileana. Nu, 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 eu vreau să știu, eu n-am văzut imaginile. Deci ei erau amândoi șaca, 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 șaca. Ea scotea ceva din pungă și punea pe el să ghicească ce are ea în pungă. Așa. Înțeleg că la sfârșitul acestui material și din spusele lui, el a aruncat punga, pentru că s-a filmat de multe ori, era cald afară, bla, bla, bla. Da, acela l-a aruncat de pungă, nu făcea parte din materialul pe care ea l-a postat. Nu, cum? Am întrebat! Despre ce vorbim? Înțeleg că fanii au fost foarte revoltați și asta pentru că ea cumva tot timpul a fost împotriva risipei alimentare, să fim eco, să fim bio, să avem grijă de natură. A fost pe trendul ăla, da. După ce s-a stricat puiul, că a stat în soare, ne apucăm să-l mâncăm, că suntem eco. Sânziana, ai grijă mare, spune Valentina, da, pentru că cineva din anturajul tău ți-a copt-o. La drum de țară! Mare grijă! Știrile mondene continuă, dragii mei, dar asta după ce luăm o scurtă pauză, pentru că Valentina se uită acolo în astrograme și vedem ce a mai pregătit universul pentru vedete. Hai să vedem! Am revenit, dragilor, și bineînțeles că continuăm să dezbatem cele mai importante știri mondene ale lunii iulie și nu putem să nu vorbim despre telenovela Bodhi Emma. Ei bine, a fost o lună plină pentru cei doi. Luna plină începe și în august, acum pe 7, dar vorbim puțin mai târziu despre asta. Până una alta, hai să vedem cum a fost luna iulie pentru Bodhi și Emma. Rar cineva înzăpăcește creierii astfel încât eu să nu mai înțeleg nimic. Eu nu înțeleg un lucru. Cine iubește pe cine? Cine e dezamăgit de cine? Și cine înșeală pe cine? Mă, fată, și nu mai înțeleg nimic. Tu despre ce lume vorbești? Adică de ce-ți pui ce minunată în care veți găsi numai Bodhi? Deci, eu vreau doar atâta să spun. Ce-o fi fost în capul la fata aia frumoasă, Catarina? Băi, frumoasă de rupe! Da. Pozele alea împătuți. Definit la comedie. Voi ați văzut pozele alea împătuți? Ui, ui, eu am crezut că e Babs, tu. Nu cred! Eu am crezut că e Babs prima dată. Nu pot să cred că e. Nu, tu îți dai seama cum ar fi fost? Deci, nu știu dacă ați văzut poza în care Bodhi a început. Păi el a pus o poză de la el din pat, unde el are o oglindă deasupra patului. Ce-o fi având oglinda deasupra patului, Florin? De ce? Să facă selfie! Că mi-a stat inima! Se trezește dimineața, vrea să vadă dacă este părul. Păi era în cap. Că n-are, da. Adică este așa, că el și-a pus o poză pe Instagram, pe story. Ha, părul, să vadă dacă-i stă părul. Mi-a arătat un coleg. Hai să stăm în pat să vadă dacă-i stă părul. Un singur fir, cumva. Părul să-i stea părul. Termină, Leana, că e ora 15. Bun, ideea este așa că a pus o poză pe Instagram, care de aici a început. Da. O domniță cu Caterina, dezbrăcată la el în pat. Eu vă jur, când am văzut poza, am zis că e Babs. Doamne ferește! Dar și eu, Denisa, dar îmi zice, asta e Babs? Și eu, cred că e aia. Și erau toate zis, da, mai ar fi fost lovitură. Doamne ferește! Să iasă. Nu, a fost story. A fost story. Dar vezi că am pus și eu, nu am dat prin screen pe grup. Acum hai să întrebăm pe Valentina, că noi aici ne dăm cu presupusul, dar hai să vedem ce vede Valentina în astrograma Emei și a lui Bodhi. În primul rând, la Bodhi, ele într-o relație de combinare, să zic așa, până în 2025 inclusiv. Asta înseamnă că el schimbă partenerele, se tot combină, da? E combinare și pe carieră, adică îi merge bine și cu banii, are și femeile favorabile, deci bărbații care au femeile favorabile. Aici aviza fetelor care umblă după bărbați cu bani, pentru că banii pentru femei înseamnă și femei. Stai puțin, nu vor fi doar cu o singură femeie. Țineți vorba puțin. Țineți vorba și nu uita ce vrei să spui. Eu vreau să întreb ceva. Ce ai vrut să spui? De ce l-ai acuzat pe domnul Bodhi? Deci ai spus că îi merge bine în afaceri domnului Bodhi și că are femei favorabile în jurul lui. Leana, nu pune... Nu are bani, are și femei. Leana, nu de la femei. Nu te duce, că vorbim de altcineva aici. Nu vorbim de Alex. Că ne ia... Păi nu am zis că doar atât am întrebat și eu, n-are voie omul să întreb, că doamnele alea, da, au zis la mormântarea la care s-a dus Burescu, dar a întrebat de mine, să întreabă și stimatele la rândul domniei lor. Ierte, sunt ce a făcut Bodhi. Zine, Valentina, ce vezi tu acolo? Lui merge bine în relațiile cu doamnele, cu toate doamnele și automat să nu-și facă speranțe niciuna că e vorba de Emma, că e vorba de oricare, că va fi un bărbat statornic în perioada asta. Dar n-are șanse să o ia pe noastră să facă casă cu ea? Nu, pentru că și la Emma, dacă mă uit, ea intră o perioadă de introspecție, la ea în 2026 apare... mândru, ăla pe care și-l dorește ea. Te combinam cu domnul Bodhi. Fac acasă cu tine. Voi despre mine? Da. Nu, dar eu vă rog, eu nu vorbesc despre ea. Nu. Ba, dar stai puțin că m-ai indus în eroare, că și-o tot în 2026 în floare. Păi eu ce spui? No. Nu, toate caprele au atunci. Nu mai vorbiți de capre, că nu mai pot. Emma e capră, zi capră, nu. De la capră la capră spunem că abia în 2026, Emma. Deci de la capre la capră. Da, exact. Ea chiar are capră în zi, capră în an. Adică ea e combinată și pe zi și pe an. Schimbă și casă și masă și relație. Și o să fie totul de bun augur la ea. Iar în ceea ce îl privești pe domnul... Că să mai căprești. Uite, și la 37 de ani intră în 10 ani de iubire, de dragoste, de posibilitate de căsătorie. Dacă ne gândim, începe 2029. Deci îl cunoaște în 2026 și asistăm la o nuntă în 2029. Cum se bărbatul capri? Salul. Salul. Vine salul. Ca bărbatul capri? Valentina! În astrologie. În astrologie. Calul chineză. Măi, calul cu capra, omul cu capra, că nu mai înțeleg nimic. Mă, țapul era pe lumea mea. Acum a început să se capra cu calul. Bun. Deci, Valentina, nu există șanse ca Emma să rămână cu Alex. Nu, eu zic că nu, pentru că Alex oricum este într-o perioadă de cucerire și e un cuceritor și vrea mai mult și mai mult și mai mult. E un armăsar, da. Exact. Aoleu. Aoleu. Bun. Ideea este că trebuie să ne liniștim puțin, Florine. Așadar, așa cum vă spuneam... Ești pe iahtă? Așa cum vă spuneam ceva mai devreme, a fost o lună plină, luna iulie, pentru vedete și bineînțeles că nu astea au fost toate subiectele lunii iulie. S-au mai întâmplat foarte multe lucruri de rău, am putea spune noi, și vreau să vedem împreună următorul material. Bun, și să începem cu divorțul. No, am trecut și eu pentru un divorț, pentru că am fost rea mai... Trebuie să mă dau un fapt. Pentru că am fost rea mai devreme cu domnul Bodhi, doamna Emma și tot poporul, mi s-a rupt flecul. De la pantof. Așa se întâmplă. Te doare la flec, Peti. Mă doare la flec. Să te doară când ți-o fi lumea mai dragă. Da, uite, mă doare la flec. De acum, ca să vedeți că nu o să mai fiu. Adriana ne-a dat șoc. Păi, e primul divorț al Adrianei Bahmuțeanu fără scandal. Stați! Valentina, e cu liniște sau urmează furtuna? Care de ce să fie furtună? Atunci când a făcea ea scandal, era într-o altă perioadă de noroc. Așa. Când era o perioadă karmică și atrăgea ea lucrurile urâte din viața ei și acolo dacă știa cum să-și controleze anumite trăiri, cu siguranță era bine pentru ea. Acum, unul dintre ei a înșelat, ca să spun sincer. Aoleu! A, el! El! Valentina? Și ea poate să fie avut niște tendințe. Măi, Valentina, mamă, dar... Doamne, măi! Florin? Acum, că se recunoaște sau nu se recunoaște, nu știu. Fizic sau numai cu gândul? Ei! Valentina citește gândurile oamenilor. Gândul câteodată e mai păcătos. Păi aia voiam și eu, acolo voiam să ajung. Cert este că Adriana ea are maimuță în zi, șarpe în lună și în antigru. Ea are karmă, triplă penalizare de foc. Foc care pentru ea este nefavorabil. Deci ea, ca să-și șteargă karma, să nu mai atragă bărbați care o fac nefericită, pentru că asta înseamnă nefericire, nemulțumire în viața unei femei, ar trebui să ajute oamenii necondiționați, să nu le ceară nimic în schimb, ca să șteargă din karma asta. Deci ea în viața asta, lecția ei este să ajute oamenii, să facă acte de caritate, să fie deschisă spre, nu știu, a susține. Și cred că a tot făcut, nu? Și să știi că foarte inteligentă, pentru că are lemn că îi place să crească tot timpul, să se dezvolte, nu e acel munte împădurit, cum se spune, adică nu e muntele la stâncos care nu are un pic de verdeață pe el, asta înseamnă că îi place să crească, să se dezvolte, da? Numai că are această penalizare care la ea focul e nefavorabil și unei femei se aduce, tot timpul ea iese în evidență prin ceva, ea cere atenție, prin aceste ieșiri ale ei sau la acel moment când le făcea, ea cerea atenție, vrea să iasă în evidență, nu se simțea ea în centrul atenției. Și prin diverse scandaluri ieșea, dar nu neapărat că și le dorea ea. Și reacția aia ei mă scotea în evidență foarte mult, dar într-un sens neplăcut, pentru că asta înseamnă penalizarea. E o penalizare preluată, o karmă preluată din bunii, străbunii, cineva o fi zis să dea Dumnezeu să fie nefericită toată viața, pe o linie maternă, nu știu, mamei, bunicii și așa mai departe, că nu e venită chiar acum pe linia asta principală, ci posibil să fie la stră. Și aici ea trebuie să învețe niciodată să n-aibă niciun gând când ți-a dat ceva sau când îi dă ceva, să primească ceva, să spună, a, uite, asta l-am ajutat pe ăsta și nu mi-a dat nimic, ceva, să nu cârcotească deloc. Ok, să ajute cu sufletul, perfect, l-am ajutat, nu mă interesează, pentru că va avea parte de oameni care nu îi vor întoarce ajutorul. Că asta e lecția ei, să învețe să accepte că nu toată lumea o recompensează. Exact. Ai făcut bine, exact. Bine din altă parte. Foarte bine spus, Florin. Adică nu o să vină din partea celor pe care i-ai ajutat, ci din partea lor, faptul că ea ajută, o să vină ajutorul din altă parte. Asta nu cumva e o lege nescrisă a universului? Nu, că sunt și mulți care fac rău și vezi că... Nu, asta cu ajutorul, dacă ajuți pe cineva să nu te aștepți, că nu mai e ajutor altfel, dacă te aștepți să primești ceva. Nu, sunt unii oameni care te ajut pentru că știu că am ceva de urmărit și știu că altă dată voi avea nevoie de tine. Cam toți avem chestiunea asta acolo în subconștientul nostru la un moment dat, că... Acum, întrebarea mea este așa, din ce știu eu, cred că Adriana Bahmuțeanu este vedeta din România cu cele mai multe căsătorii, da? Mai urmează vreo căsătorie pentru Adriana, deci nu, mie îmi place de ea. Cu același bărbat? Nu. Păi da, a avut multe cu același bărbat și voiam să știu dacă se întâmplă cu la fel. Sper că nu vorbesc prostii. A spus ea într-un interviu acum recent că dacă ar fi cazul, ea s-ar împăca cu Prigoană. Eu cred asta. Prigoană cred că nu s-ar... Zine, Valentina! La anul este an de șarpe și pentru că ea deja are toate trei animalele, maimuță, șarpe, tigru în hartă, care formează tripla penalizare și șarpele face parte din grupul ăsta, îmi zice că poate să se întoarcă cineva din trecut în viața ei. Poate să aibă mai mulți, nu neapărat domnul Prigoană, poate să fie și altcineva. Aici mie miroase ceva nasol, știi ceva și nu ne spui. Nu, eu am văzut tot un interviu, chiar nu știu, n-am vorbit cu Adriana de mult timp. Poate, Doamne ferește, să care cumva. Am văzut un interviu în care a zis, și toată lumea a taxat-o, că interviul l-am văzut pe TikTok și am văzut că a taxat-o foarte multă lume acolo, că ce, ești nebună, te-ai mai întors, cum vorbește lumea. Dar mie nu mi se pare ceva, acum dacă... Dar eu cred că acolo a fost amor. Nu, e dragoste cu năbădăi, să zic așa. Bă, uite, dacă totuși apare floarea iubirii pentru ea, asta este un lucru foarte important. Și schimbare pe carieră, apar multe la 50 de ani, din luna august 2024, de fapt de acum, apar multe schimbări pe carieră, în relație, cu părinții sau cu cineva apropiat, frați, surori, mătuși, rude, o să audă de cineva că a pățit ceva, adică sunt multe schimbări aici la ea și pe carieră și pe familie și adică cineva din copilăria ei, și mă gândesc că poate să fie domnul Prigoană din perioada, să zice așa, 20-35 de ani, cine a cunoscut ea între 20-35 de ani? Acolo. Ideea este așa că pe 7 august, există un mare eveniment în astrologia chineză, Valentina. Ce începe? Începe luna august, conform astrologiei chineze, pentru că la noi începe un pic mai târziu față de astrologia europeană. Începe horoscopul chinezesc, cum se spune așa, influența lunii august, care e o lună de maimuță. Pe 4 august, ieri, a fost lună nouă, încă mai putem face activarea intențiilor noastre, pentru că la lună nouă trebuie să creștem și să ne punem intenții. Și prima mea întrebare a fost, ok, cum fac? Și tu ai zis că intrăm la tine pe pagina de Facebook și acolo scrie acum. Dar o lumânare albă, putem să folosim și niște uleiuri esențiale, tămâie, lămâie și lavandă. Punem acolo aroma difuzor și începem să ne scriem intențiile de sănătate, de relații și vizualizăm ca și cum ele s-ar fi întâmplat. Dacă nu, pur și simplu le scriem, aprindem o lumânare albă și ne gândim la ele. Important e să scriem, pentru că la lună nouă se materializează în momentul în care, știți că în momentul în care scriem avem tendința și să spunem ceva cu voce tare și să ne gândim la ele. Dar mare grijă, șobolanii și dragonii ei sunt mai afectați așa de luna nouă. De fapt, mai afectați într-un sens pozitiv și tigrii și cai într-un sens negativ, pentru că maimuța cu tigru se... Tu parcă ai câine și dragon în hartă, da, parcă? Da, da, da. În seară sunt. Care acasă are de tot. N-am pisică. N-ai? Cățel. Mă. Păi ai câine cu câine. Da. Tigrii sunt cei mai afectați pentru că e ciocnire emoțională. Deci cine în 74 născut și din 12 în 12 ani, dacă calculăm și în urmă și înainte, este an de tigru. Deci începând cu 74, e an de tigru, ei au parte de un pic de schimbări. Cu caprele, ce se înțeleg? Nu sunt, sunt relații de penalizare. Te să duc pe ea. Adică voi, noi cum... Nu, dar a zis că nu e maimuța acum și întrebam cum e maimuța cu capra. N-ai zis maimuța cu capra la rând. Am încurcat animalele. Nu, șobolanii, dragonii sunt bine aspectați și tigrii și caii sunt cei mai răi din tot zodiacul chinezesc. Restul suntem neutri. Amândoi? Capre. Și toți? Mai eu sau altceva? Nu, cine este? Da, dar noi toți suntem calvici. Noi n-am mai văzut într-o altă viață, am mai fost împreună. Nu întâmplă. Mi-aduc aminte că mi-ai zis că mă iubești și eu nu te-am crezut. De asta ai venit acum. Să-mi spui iară. Ideea este pe toți. Așa. Dragilor, dacă vreți, uite, să aveți parte de abundență, de schimbări în viața voastră, intrați pe paginile de Facebook Valentina Vânătoru, bineînțeles pe Instagram și TikTok și găsiți acolo mai multe detalii. Dați un mesaj dacă n-ați înțeles ceva, aveți nevoie să vă ajute, să vă sprijine, să aveți ritualuri bune pentru luna august. Valentina, mulțumim tare mult. Și eu mulțumesc. Și te mai așteptăm cu drag aici pe canapeluță. Luăm o scurtă pauză și revenim cu o super vedeta aici în platou. Rămâneți cu noi! Dragilor, am revenit și v-am promis o super vedetă astăzi la noi în platou. Este o onoare să fie alături de noi pentru prima dată în platoul Monden Alert, Roxana Ciuhulescu, alături de medicul Morad Iancu. Bun venit, dragilor! Mulțumim! Ce prezentare frumoasă ne-ați făcut și putea să spuneți unul dintre cei mai buni medici esteticieni din România, Morad Iancu! Mie mi-e fricuță. Bine că sunt perfectă și n-am nevoie. Nu mi-e fricuță, că fricuță mi-a trecut deja. Ți-a trecut fricuța? Ai scăpat, ai scăpat. Lasă-te așa, vorbim... Ce trebuie să tăiem de la fiecare cadre pe aici? Domn doctor, dacă tăiem de la fiecare câte ceva, facem un om. Dădeam și de la mine dacă se poate, dar din păcate nu putem. Motivul pentru care ați venit astăzi împreună aici în platoul nostru este faptul că în urmă cu 2 luni și puțin, Roxana, ai suferit. Ai avut parte de o intervenție estetică pe care ți-ai dorit-o foarte mult și domnul doctor Morad a fost cel care a pus lucrurile acolo la locul lor și a făcut ca totul să fie frumos. Da, așa este. Deja chiar vorbeam la cabina amândoi că au trecut, iată, aproape 3 luni, mă rog, 2 luni și jumătate de la intervenția mea de lifting mamar și de implant, pentru că domnul doctor n-a acceptat să mă lase dreaptă, că dacă îmi făcea doar lifting, probabil că nu mai rămâneam cu nimic și ca atare am decis împreună cu dânsul că ar fi bine venit și un implant. Este o operație pe care mi-am dorit-o într-adevăr de 2 ani de zile, ca toată lumea să înțeleagă, nu a fost o necesitate, este o operație care mi-a oferit mie întâi un confort mental. Mi-am dorit foarte mult, mai ales că am trecut prin 2 sarcini, că am născut, că am alăptat, și că prin sport această zonă a corpului nu se poate construi, cel puțin prin toate eforturile pe care le-am făcut eu și fac sport de când mă știu, de la 4 ani. Nici cu mărar n-am mers cu nimic. Nici cu mărar, nici cu mălai, nici cu nimic. Ceapă începută ieri și terminată azi. N-am mers nici cu aia. Și în momentul de față, operațiile estetice, trebuie să recunoaștem că nu mai sunt un subiect tabu. Nu avem de ce să nu recunoaștem, adică ar fi fost, sincer, zic eu, din punct de vedere, ar fi fost penibil să vadă lumea și să mă dau că push-up, că eu știu că mălai sau ce spuneați voi, alte scuze puerile. Și chiar m-am mândrit cu domnul doctor, căruia îi mulțumesc. Suntem, nu știu, de 2 ani de zile, să zic așa, într-o relație de prietenie, pentru că merg la dânsul. Tania Budi și Cătălin Botezatu au tras piciorul, pentru că după ce au fost ei la doctorul Morad, mi-au povestit de el, am ajuns și eu acum 2 ani de zile și am avut curajul ca anul acesta să-i povestesc lui Morad dorința mea cea mai ascunsă, ca să zic așa. La început domnul doctor a refuzat, a zis că nu e timpul, că lasă, că mai putem, lasă de Roxana, că mai putem să amânăm, nu trebuie să facem acum. Și până la urmă a înțeles dorința mea. Recunosc că mi-a fost foarte frică, nu frică, chiar în ziua operației tremuram ca piftia și chiar râdeam mai devreme. Ați văzut câinele când îl duci la veterinar, intră în cabinet cu coada între picioare. Da, da, da. Cam așa și eu. Când a venit ziua operației mi-a fost foarte, foarte frică, deși mă obișnuisem mental, pentru că îmi doream și așa de mult visam la ziua asta. În ziua aceea însă mi-a fost foarte, foarte teamă, dar totul a decurs foarte, foarte bine, nesperat de bine. Din punctul meu de vedere mă așteptam să fie, am auzit tot felul de versiuni. Pentru mine una, nu știu, care sunt sau eram obișnuită cu durerile că am făcut sport de performanță. Mă așteptam să fie îngrozitor, să nu mă pot mișca, să nu pot să respir, să nu... De unde? Că n-am avut nevoie, cred că 2 zile maxim de pastile ca să mă ajute să-mi înlăture durerile. După 5 zile eram oricum deja la servici, după 4 zile deja conduceam. La o lună de zile am fost deja în sala de sport pentru că nu mai aveam răbdare. Cred că l-am înnebunit. Doctor, cum e ca pacient, Roxana? Din câte ne spune, pacientul perfect. Este pacientul perfect. E normal să avem emoție. Deci numai cineva care nu judecă și nu înțelege vine la operația fără nicio emoție. Este omenesc să avem emoție. Dar într-adevăr, exact cum a spus și Roxana, multe lume citește, află niște lucruri care într-adevăr nu sunt adevărate. Și întotdeauna recomand, veniți la o consultație dacă doriți să aflați informația corectă. Da, spuneți. Mă scuzați, și mai e o chestie foarte importantă, atenție la medicul pe care, la care merge. Da, aici deja este altă poveste, că din păcate în România, dar nu numai, multe persoane se pretrin că sunt medici, dar de fapt nu sunt medici și cunoaștem cu toții din păcate această poveste. Dar odată ce apelăm la un medic cu experiență, eu sunt convins că toți medicii, colegii mei, explică exact care sunt pașii înainte de operație, în timpul operației și neapărat care sunt pașii după operație, de caz dacă face parte din evoluție. Și este foarte important pentru a avea un rezultat foarte bun. Este important și perioada asta de post-operație. Da, vezi că noi am ieșit din sala de operații, ne-am... Este la cabină. Acum ai dat-o. Am venit cu hainele de scenă, desigur. Uitați, ați văzut imagini cu mine tremurând, ce povesteam. Cât se mai poartă? Cât se poartă bustieră? 3 luni cel puțin. 3 luni, Acum eu am auzit... Ai indicat ar fi și vreo 6 luni să te ocupi de ea. Cred că o să port 2 ani, nu 3 luni. Eu am auzit o treabă și vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă așa este. Uite, noi femeile, cel puțin eu, m-am gândit la un moment dat la acest implant, mi-am dorit foarte tare să-mi pun implant pentru a scăpa de lenjeria intimă și anume sutienul. Eu știu, mă rog, am mai auzit că chiar dacă îți pui implanturi, e bine totuși să susții în continuare implanturile cu un sutien, că porți din când în când la o rochie e ok. Dumneavoastră ce ne sfătuiți? Ideea este că chiar dacă... Să o luăm invers. Dacă avem un implant foarte mare, înseamnă o greutate foarte mare. Gravitațional n-are cum să fie întotdeauna în sus și datorită gravitației se lasă. Odată ce purtăm un sutien, avem o susținere, astfel încât se menține rezultatul și de o durată mai lungă. La fel este la orice sân care este mai greu și mai mare. Deci se pot lăsa și sânii protezați. Am văzut atâtea cazuri. Normal, normal. Deci noi nu putem opri procesul îmbătrânire, din păcate. Poate inventăm ceva în viitor, dar în momentul actual... O să mă ocup de asta. Noi nu putem, da, credeți-mă că o să fiu bun asociat. Ideea este că nu putem opri procesul îmbătrânire și este normal să îmbătrânim, dar este normal să îmbătrânim mai lent și mai frumos. Și acum vine întrebarea, cantitatea pe care Roxana o are în momentul de față, e dorința ei sau... Adică vreau să spună mărimea implantului. Mărimea. Dar cantitatea asta cu cantitatea... Mă rog, medic. Eu nu... Și uite... Asta e fiartă. Domnișoara asta. Vorbim imediat și despre mărimea implantului. Ce am vrut să mai adaug aici, ar trebui un pic să-l lăudăm și pe doctorul Bogdan Măciuceanu, alături de care... Suntem o echipă întotdeauna, așa este. Face echipă, da, și practic cei mai buni medici au luat sau m-au consiliat, m-au sfătuit și cred că am ajuns la cea mai bună decizie. Aici Morad ai legătura. Ideea este că niciodată nu facem de capul nostru. Fiecare persoană are altă anatomie, fiecare organism este diferit. Noi întotdeauna trebuie să analizăm persoana, să înțelegem. Din cauza asta, consultațiile înainte de operație sunt foarte importante. Esențiale. Și până nu ne asigurăm că într-adevăr pacientul este pregătit pentru operația, nici măcar nu trecem la a doua etapă. Noi când alegem proteză, pur și simplu luăm niște măsurători, înțelegem dorința pacientului, ne uităm puțin pe anatomie și apoi alegem exact proteza. Întotdeauna, într-adevăr, putem să forțăm puțin, dar nu este bine să forțăm foarte mult. Adică pantalonii domnului poate sunt mici pentru mine, poate sunt mari. La fel și la proteze. Okay. Deci trebuie să alegem, fiecare persoană are anatomie diferite, mușcul diferit, glande diferite, rezultatul dorit diferit. Și din cauza asta, în timpul consultației, discutăm împreună și ajungem undeva la un echilibru. Deci, domnul doctor, dacă vin la dumneavoastră la cabinet cu o poză cu Angelina Jolie, nu. Varianta Vaslui cel Mult poate să Vaslui este un oraș foarte, foarte frumos din România. Știu, okay. Am și vizitat și am și multe paciente din Vaslui. Apropo, dacă în trecut, într-adevăr, pacientele vineau cu niște poze decupate din reviste și magazine, acum vin cu 2-3 telefoane cu poze diferite, au buzele așa, sâne așa, picioarele așa. Nu ne s-a schimbat cu nimic. Roxana, cred că ești foarte fericită și te simți mult mai bine în pielea ta acum, dar vreau să te întreb, se mai bucură și altcineva, da? Și soțul cred că s-a bucurat de schimbare. Da, păi să știi că am luat împreună această decizie, că altfel dormeam pe preșul de la ușă, nu mă primea acasă. Da, e foarte încântat, a fost foarte speriat, cred că a fost chiar mai speriat ca mine. A fost cu mine în ziua operației, a fost în salon, l-a întâlnit pe domnul doctor. Bine, pe Morad îl întâlnise, nu îl întâlnise pe Bogdan Măciuceanu, pe cel de-al doilea medic. A avut o discuție cu ei doi, a plecat cu un confort mental cât de cât ok. Morad i-a transmis că, uitați, o să vă sune asistenta mea și o să vă anunțe când s-a terminat operația. I-a zis cu aproximație cam cât ar putea să dureze operația, dar a durat ceva mai mult, 5 ore a durat operația, a fost destul de complexă. Da, și după ce m-am trezit și deja eram în salon, era acolo împreună cu fiica noastră, cu Ana, care e destul de mare, are 16 ani jumate. Ana, care știa, i-am spus cu o săptămână, 10 zile înainte, nu i-am zis cu mult mai mult. Mama mea nu știa însă. Mama am anunțat-o a doua zi, am zis că sunt niște griji inutile pentru ea și pentru vârsta ei, că nu face sens să-i spun, pentru că s-ar fi îngrijorat, ar fi fost speriată și ca atare i-am zis abia a doua zi când eram în regulă și zâmbeam și... Foarte bine. Da. Ce nu știi, nu-ți face rău. Mama, există exact. Da. Nu, că are 70 de ani, chiar am vrut să o protejez și am zis că oricum ar fi aiurea, că trebuia să-i spun, era aiurea să afle din presă. Da, și atunci i-am spus a doua zi. M-am întors, cum spunea și mai devreme, m-am întors foarte repede la activități. La o lună de zile m-am dus și la sală. Acum aștept să treacă cele 3 luni, pentru că sunt jucătoare de foarte multă agresiune, trebuia să te duci neapărat după o lună, nu e vorba de agresiune aici, este vorba de faptul că așa sunt născută, crescută, am fost în psihic. Ce ai făcut o viață, e stilul de viață, mi-a fost greu o lună de zile fără sport, adică nu pot să dorm, nu sunt agitată, nu se mai înțelege nimeni cu mine și trebuie să avem armonie și liniște în familie. Du-te, sorul, la sală, fă sport. Și săracul domnul doctor, l-am înnebunit, dar măcar picioarea, Roxana, trebuie să stai cu minte măcar o lună. Domnul doctor, voiam să-l întreb, uite, eu când am fost la consult, mie mi s-a recomandat doar un lifting, nu a fost de acord medicul să apelez și la un implant. La Roxana vorbim despre un caz fericit, să spunem așa, și asta pentru că organismul ei a permis și lifting și implant. La ce trebuie să fim atenți atunci când alegem să facem această schimbare în viața noastră, când ne permite corpul să adăugăm un implant și când nu? Cum v-am spus și mai devreme, fiecare organism diferă de la alt organism. Roxana probabil avea o glandă puțin mai mare înainte, a și alăptat și din cauza asta s-a pierdut și mult volum. Odată ce pierdem volum, automat putem să readăugăm acel volum pierdut. Odată ce facem o ridicare de sân, asta nu înseamnă că micșorăm sânul. Glanda în sine, noi putem să facem autoproteza și din partea lăsată să o ridicăm puțin sus, lucru care se numește autoproteza. Și folosim, de fapt, glanda noastră pentru a readăuga volumul pierdut odată ce o ridicăm și o punem exact în zona care ne dorim. Astfel încât, în anumite cazuri, într-adevăr, preferăm să nu adăugăm proteza, dar în alte cazuri preferăm să adăugăm proteză mamară pentru un plus de volum și fermitate. Și, bineînțeles, eu nu știu dacă există femei care vor lifting și atât. Eu cred că toată lumea când vine acolo vrea 500. Mă, uite, să știi că în weekend, chiar sâmbătă, a fost una dintre foarte bunele mele prietene, a fost chiar la control la domnul doctor. Tipa a avut niște sâni foarte mari și a spus: Roxana, m-am săturat de poverile astea, nu vreau decât lifting. Da, și eu am o prietenă care și a tăiat, românește. Simona Halep, dacă mi-am acolo a fost... Sacrificiul a făcut pentru performanță. Da. Pentru performanță, da. Am o prietenă, tot așa, două sarcini, ea micuță de înălțime și cu o glandă mamară prietenoasă. Aveam mari dureri de spate și s-a dus și a făcut lifting și micșorare. Și e foarte fericită. Uite, vezi, tocmai acum mă gândeam, Roxana își pune când moda este să scoți. Ai văzut că a venit o modă așa... Moda este cum te simți bine, așa ar trebui să fie. Da, dar uite, nu știu dacă moda este de scos, că noi vedem o creștere de 15% în fiecare an la persoane care apelează. Într-adevăr, să ne înțelegem. În România, mărimea protezelor, că de fapt de asta discutăm, de rezultatul, dacă e artificial sau nu, mărimea în România este sub media europeană. Deci, mărimile în România, femeile de obicei când apelează la Constanța, spune: domn doctor, vrem să avem sân, vrem să avem puțin decolteu când mergem la un eveniment, dar în niciun caz când mergem la muncă să intre întâi sânii. Asta că sunt promovate 1% din paciente cu un rezultat mai exagerat, este altceva. Dar 99% din persoane în România își aleg, odată ce apelează la operația cu implant mamar, întotdeauna de obicei este sub media europeană. Na, eu vreau să întreb pe Roxana dacă se mai gândește pe viitor la vreo intervenție. Știu că în urmă cu ceva timp ai avut parte și de o blefaroplastie, nu? Da. S-a întâmplat exact când fiul meu avea, cred că, mai puțin de un an, nu împlinise anul. Și când a fost, chiar acolo a fost o mare necesitate, pentru că aveam ploapele atât de căzute ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă blefară. Este vorba de ajustarea ploapelor. Și ajunsesem, aveam ochii atât de obosiți, încât eram tot timpul concentrată și încercam să-mi arcuiesc sprâncenele doar ca să-mi ridic ploapele, pentru că mă oboseau înfiorător. Aveam așa ca două copertine deasupra ochilor și, fără niciun fel de exagerare, bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, s-a stins la 86 de ani. Și mă uitam la ea că avea ploapele mai ok decât le aveam eu. Probabil că din cauza diferențelor de greutate, pentru că am luat foarte mult în greutate când am fost însărcinată cu primul copil. Eu am luat 24 de kilograme. Am dat, e adevărat, după ce am născut, în 2 luni de zile am dat 26. Da, apoi iarăși am avut variații de greutate când am rămas însărcinată cu al doilea copil. Asta este explicația aici, cred că Morad ne poate lămuri. De ce cresc aceste pleoape și se lasă? Probabil este ereditar. Lăsăm acum pe bunica, Dumnezeu să o ierte mai departe. Poate mama, tata, un alt bunic, v-am spus, fiecare din noi îmbătrânește altfel. Și într-adevăr, odată ce avem acest exces de piele la nivelul pleoapei superioare, ne dă exact ce ai spus, aspect de fața obosită. Chiar dacă noi când ne uităm la un om, direct ne uităm la ochi. Chiar dacă ne gândim că ne uităm la alte organe, de obicei ne uităm la ochi. Și e primul contact care avem cu omul, sunt ochii. Și odată ce sunt acoperite cu acest exces de piele, automat ne dă un aspect de fața obosită. Și probabil asta era și senzația ta. Nu era obișnuită pe vederea, probabil o mai micșorat puțin din câmpul vizual, nu te simțeai bine, nu puteai să te machiezi. De obicei, pacientele care apelează la blefaroplastie sunt paciente tinere, undeva la 35-40 de ani. Și primul sens spune: domn doctor, știi ce ne deranjează? Ne deranjează machiajul, nu mai putem să ne machiem. Codițele. Și din cauza asta apelează de fapt la blefaroplastie. Chiar ți-e aminte că mi se strângea machiajul în zona pliurilor, știi? Și da, la operație am făcut-o că a fost chiar o necesitate, era vorba de sănătate și nu pare rău. Și vreau să spun că foarte, foarte multe femei mi-au urmat exemplu. Și da, a fost o chestie grozavă, despre care iarăși am recunoscut, am vorbit cu multă sinceritate și despre această operație. În rest, slavă cerului, Dumnezeu m-a înzestrat destul de bine, am făcut sport de performanță, fac și sper să fac cât mă mai ține articulațiile, ciolanele, etc. Da, îmi place și mă simt foarte bine, iar cu bustul, dacă am fi făcut numai operație de ridicare, probabil că aș fi rămas cu un foarte mare complex. Trebuie să recunosc totuși că, fiind o femeie atât de înaltă, sunt bine proporționată, dar în această zonă întotdeauna am suferit. Iar acum, odată cu operația, e adevărat că mi-aș fi dorit, eu visam, cel puțin când, serios, când am alăptat al doilea copil, aveam sânii atât de mari, am niște poze, am făcut singură, erau sânii, cred că, de 2 ori mai mari decât capul copilului. Concuram cu Pamela Anderson, da, a fost perioada în care eram, wow, zic, wow, dacă ar rămâne așa, numai că odată cu trecerea timpului, când am oprit alăptarea, s-au retras și undeva a rămas acel exces de piele. Că de aici a și pornit discuția noastră despre operații și mă bucur. Rezultatul chiar este o operă de artă. Nu că vreau să-l laud, dar e foarte, foarte frumos ce a ieșit și foarte mândră. Eu vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă recomandă această intervenție înainte de a avea copii sau după. Bine, acum fiecare și după cum își dorește, dar dumneavoastră ce recomandați? Înainte sau după alăptare? Se poate alăpta după intervenție? Deci, aici avem 2 categorii de pacienți care apelează la această intervenție. Într-adevăr, primul, pacienți care sunt până în 25-30 de ani, care au complexul ăsta de sân mare și lăsat și nu se simt feminine în corpul lor. Și a doua categorie de paciente, peste 35-40 de ani, odată ce au alăptat, au mai greșat, au mai slăbit și sunt într-adevăr glanda mamară îmbătrânit și s-a lăsat. Noi întotdeauna preferăm să operăm a doua categorie de pacienți. Okay. Din cauza că eu pot să fac și la o persoană la 25-27 de ani o ridicare de sân, dar după asta, odată ce o să nască, odată ce o să alăpteze, din nou el o să crească în volum, încă o dată o să lasă post-operator. De unde am plecat. Așa, după operație, așa ne întoarcem la același lucru și nu e rost să mai repetăm operația. Mai bine o facem din prima, cum trebuie, la timpul. De pe alte parte, nu putem să știm ce este în mintea persoanei respective. Și din experiența noastră, nu neapărat la intervenția de ridicare de sân, când vedem persoana că rezolvă în ghilimele o problemă, o sân, ploape, buze, o malformație, când o vedem la reconsultație, la un control, parcă intră cu altă aură, cu altă energie. Deci contează foarte mult psihicul nostru. Roxana, scuze, Roxana, arăți foarte bine, n-ai spune nici de cum că ești o mămică, dar nu poți să nu te întrebi de copii, ce fac cei 2 copii. Avem fetița care a împlinit 16 ani, da, și a luat permisul, da, și cel mic care se pregătește de școală, așa? Da, e un an, da, cu o mare încărcătură emoțională. Anul trecut a fost un an greu, iarăși cu încărcătură emoțională, dar de altă natură. Într-adevăr, Ana a împlinit pe 14 februarie, născută chiar de ziua îndrăgostiților, am împlinit 16 ani. Dar să știi că pentru mine ziua îndrăgostiților nu reprezenta decât dragobetele. Și a venit Ana. 24 și a venit Ana. De atunci, da, într-adevăr, ziua îndrăgostiților a căpătat o dublă semnificație, dar în special că este ziua ei de naștere, născută la 14 și 2 minute. Mama mea! Medicul, da, conferențiar, profesor, doctor Poiană, care am născut-o, când mi-a pus-o în brațe, zice, uite ce fetiță ai, e născută la 14 și 2 minute. Și fiica doctorului era născută tot pe 14, e născută tot pe 14 februarie, da, da, da. Iar, da, anul ăsta, imediat la, cred că o săptămână maxim, 10 zile după ziua ei, a dat examenul pentru permis categoria B1. B1 este categoria aceasta intermediară înainte de B. Este o categorie limitată. Practic, puștii ăștia, adolescenții, pot conduce niște mașini speciale. Exact. Sunt niște mașini limitate, până în 50, 55, 60 de km la oră maxim. Nu are voie pe autostradă. Oricum am făcut o convenție cu ea să nu intre pe șoseaua de centură, merge numai prin oraș. Este o mașină electrică, este ca orice jucărie din asta electronică, știi, care o pui la încărcat, ajunge de la liceu, își pune mașina la încărcat. Noi stăm în afara Bucureștiului, stăm în zona Tunariului și era tot timpul legată de mine, dimineața o lăsam la liceu, devenind se întorcea cu transportul în comun. Și și-a dorit așa de mult, iar domnul Teo, a făcut directorul școlii de șoferi, a zis, zice, Roxana, zice, categoria asta, 16-18 ani, este categoria cu cea mai mare promovabilitate care se încadrează în B. Mult. Nu vorbim de șoferii profesioniști, de C sau D. Pentru că puștii ăștia vin așa de motivați ca să devină independenți, să demonstreze, încât în proporție de, nu știu, 80%, nu mai știu exact procentul, iau din prima examen. Ceea ce s-a întâmplat și cu Ana. Și bine, am și motivat-o și i-am spus, Ana, te rog din suflet, când te duci, vezi că dacă vei pica, vei fi foarte demoralizată, o să pleci de acolo cu un mare sentiment de amărăciune. Du-te pregătită, învață. Și a luat din prima și a zis, Doamne, așa să iei toate examenele, mamă, din viața ta și așa să înveți pentru toate examenele. E, cumva te și moștenești. Asta vreau să zic, pasiune. La probabilitate sau la șofat. La șofat, da, slavă cerului, să știi că mergi foarte bine. Eu mi-aduc aminte când ai coborât din tir. Da. Deci aia e imagine abia cu Roxana coborând de la volan. Ba, auzi, bine că stăm jos. Da, da. Am luat C-ul E, că, apropo că ai zis de tir, după ce am obținut categoria, aveam deja B-ul de la 18 ani, 2 ani de zile mai târziu am luat A-ul. Și când venea ziua mea de naștere, mi-am dorit foarte tare să fac școala, să-mi iau ceul. Și m-am dus la școala Teo și am zis, domnul Teo, zic, eu vreau să-mi iau cadou de ziua mea ceul. Și Teo zice, cum adică să iei ceul? Adică să iei ceul E. Asta eu și m-am gândit că, da, într-adevăr, camionul trebuie cu remorcă, cu semi-remorcă și zice, fii atentă, a fost șmecher, zice, fii atentă, zice, fă ceul E, zice, fă și D-ul și primești bonus D-ul E. Și eu zic, da, stai puțin că zic, n-am timp, că eram și cu facultatea și munceam și... Zice, nu, zice, că oricum D-ul, zice, nu conducem decât duminica, ne strângem la Republica și conducem pe rând. În fine, ca să zic așa mai pe scurt povestea, am terminat școala, am luat examenele din primul meu test, care se întâmpla în Franța. Eram la Lyon, mi-aduc aminte. Și am ajuns, eram o mână de jurnaliști. Bașca că eram singura femeie, că de regulă în presa asta de camioane nu sunt atât de multe jurnaliste femei. Am ajuns acolo, camioanele aliniate frumos, instructorul lângă ei. Și unul dintre instructori mă întreabă, zice, că tu ai venit să faci niște poze, ești fotomodel, la care eu m-am simțit foarte jignită. Și am zis, ba, pardon, eu am venit să conduc. Și că cum să conduci tu? Adică zic, cum adică cum să conduc eu? Și atunci așa dat seama de gafă, dar m-am supărat așa de tare și m-am simțit așa de jignită că... Roxana, cu siguranță avem multe de povestit și te mai așteptăm aici în platoul nostru pe canapeluță, căci mai vrem să mai ne împărtășești din amintirile și din experiențele tale. Mulțumim mult pentru invitație. Că aveți o consultație. Aveți o consultație pe publicitate, rămâneți puțin. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente. Știrile mondene continuă. Revenim, dragilor, cu știrile mondene ale acestei veri, ale acestei luni trecute, luna iulie, și vreau să vorbim și despre Lavinia Pârva, care a fost zărită de paparații în aeroport după ce s-a întors din Mykonos cu niște julituri, să le spunem așa. Hai să vedem despre ce este vorba. Eu zic că s-a zgâriat de un palmier, lăsați-o în pace, mă, ce aveți, mă, despre ce vorbim? A fost la masaj. Și asta poate să fie. Bun, continuăm cu un breaking news. Și anume faptul că Gina Chirilă a postat pe rețelele de socializare o poză, un scris, un citat, o declarație de-a ei prin care anunță divorțul de Bogdan Vlădău. Hai să vedem despre ce este vorba. Ea ne spune în felul următor. Am avut o poveste de iubire frumoasă. Din păcate, uneori, drumurile ajung să se despartă. Așadar, eu și Bogdan am decis de comun acord să ne luăm la revedere. Vreau să mai văd o dată, vă rog, imaginea, să citesc declarația întreagă făcută de Gina Chirilă. Deci, toată luna iulie s-a tot scris prin presă că cei doi divorțează, că urmează urmează să asistăm la un nou divorț și uite că vin și confirmările. Deci de comun acord am ajuns să ne separăm. Am hotărât să nu facem din viața noastră privată un subiect de presă. Așadar vă rugăm să respectați acest lucru. Vom continua să ne susținem reciproc și să acționăm în direcția binelui copilului nostru. Acum, Doamne ajută așa să fie, că așa încep toți. Al ce l-a fi lipsit? Ei, nu știi tu ce a lipsit fiecăruia. Poate... Lui a lipsit drumul liber către altele. Și ei i-a lipsit bărbatul de acasă. Aoleu. Leana? Mai. Păi nu așa a zis? Când sunt așa sentimentele pe ducă, tragi de ele și la un moment dat s-au dus de tot. Acum să fiți sănătoși, să vă iubiți. Ideea este așa că abia acum a apărut subiectul și cu siguranță vor mai apărea declarații. Așteptăm să vedem ce spune și Bogdan Vlădău. Aflăm toate detaliile mâine la Monden Alert de la ora 14. Dragilor, am ajuns la final de emisie și încheiem emisia și cu o veste tristă. Vineri seara, din păcate, o stea, un român pe care noi l-am îndrăgit cu toții, Nicu Covaci, a părăsit această lume, a lăsat în urma lui o durere imensă, doar că noi îl păstrăm în sufletele noastre și dorim drum lin către cer.